acesta nu se compară cu această carte Cluj-Cotra Cluj, scoasă de prietenii mei Tiberiu Fărcaș și Bogdan Stanciu. Dacă tot suntem în lumea presei, mă gândesc la o cutadă a unui jurnalist american care spunea: un adevărat jurnalist, dacă îi spune nevastă sa că îl iubește, el trebuie să verifice din trei surse acest lucru. Într-adevăr, oamenii aceștia au realizat un lucru extraordinar prin această carte. Am asistat la nașterea acestei cărți. Nu am primit-o doar pe un CD și a trebuit să fie editat. Am stat și la multe lucruri, în laboratorul și în apropierea a ceea ce au făcut oamenii aceștia până a ieșit această carte de 160 de pagini. Îi felicit. Comparațiile s-au făcut, demarcațiile între forța Bogdan Stanciu și atmosfera febril studențească a lui Tiberiu Fărcaș. O să fiu foarte scurt. Prin urmare, au vorbit foarte bine antevorbitorii mei și asta e meseria lor, să vorbească și să scrie bine. Un editor trebuie să vorbească mai puțin, să tacă și să facă, decât un discurs encomiastic, mai bine o carte bine făcută, bine promovată și bine editată. Dar trebuie să ating și eu două lucruri care au legătură cu presa. Toată viața mi-a părut rău că nu m-am făcut ziarist. Nu știu de ce, mă pasionează treaba asta. Cred că o să fac la pensie, vreau să devin ziarist de investigație după la pensie. Bun. Ziariștii trebuie să scrie cărți. Eu cred că cel mai important în ziua de astăzi, fără să vorbesc de importanța studiilor și cercetărilor universitare, vă salut domnule profesor Bolovan, domnul prorector aici de la UBB, dar cred că cei mai importanți antropologi, sociologi, cei mai importanți cercetători, între ghilimele, sunt ziariștii din ziua de azi care fac un reportaj important despre comunitate închisă, care scriu un articol de investigație despre